Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Există o prăpastie între cetățeni și politica europeană, iar aceasta se manifestă într-un mod deosebit de flagrant atunci când vorbim despre frontiere și despre dispariția acestora. Aceste două țări sunt confruntate cu dificultăți enorme de corupție, de infracționalitate. Însă, bineînțeles că aceste probleme se vor exporta cu ușurință odată ce frontierele interne vor fi dispărut. Să nu uităm că aceste două țări trebuie să mai instituie măsuri și noi încercăm să luăm măsuri suplimentare pentru a gestiona imigrația via Grecia și Italia. Cunoaștem problemele de imigrație prin Turcia sau dinspre Turcia și acum, în ceea ce privește aderarea acestor două țări, acestea adoptă această atitudine în interesul țărilor lor și al tuturor statelor membre. Schengen nu poate să funcționeze decât dacă statele membre au încredere unele în celelalte și știu că îndeplinesc cerințele. Domnule Claeys, ați atras un cartonaș albastru de la domnul Boștinaru. Acceptați acest cartonaș? Vă rog, aveți cuvântul, domnule Boștinaru. Jumătate de minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe distinsul europarlamentar neînscris, domnul Claeys, dacă imaginea aceasta apocaliptică a Bulgariei și României este cea pe care a prezentat-o împreună cu conaționalul său, domnul Van Dalen, a discutat cumva măcar din greșeală, măcar pe coridor, cu reprezentanții multor companii olandeze din România, cu multinaționalele olandeze care fac mari afaceri de succes în România și să afle de ce aceia sunt tentați de România și de ce politicienii de dreapta din Olanda sunt împotriva României și Bulgariei. Thank you. Thank you.